Sunteți gata? Sunteți gata? Șuirați! Bună ziua, stimați cetățeni! Bună ziua, dragă presă! Azi, platforma DA, după ședința fracțiunii, vine cu un anunț important. Reacția formațiunii noastre la ultimul video care a fost anunțat despre președinte Culioc, probabil că au văzut toți. Și atunci noi am spus că e timpul că Igor Dodon, după 3 ani jumătate de activitatea lui glorioasă, în ghilele mele de rigoare, urmează să fie sancționat. Probabil că acest video a fost ultima picătură. Noi cunoaștem și am văzut multe alte lucruri despre acest personaj. Cu părere de rău, toată această perioadă eu în mare parte a discreditat instituția prezidențială, deși legea și Constituția vorbește, scrie foarte clar că președintele trebuie să aibă reputația ireproșabilă, dar noi am văzut altceva. Iată de ce. Fracțiunea Platforma DA, azi, în unanimitate, a decis să pornim în premieră procedura sancționării președintelui, ceea ce nu a fost în istoria Republicii Moldova. Recunoaștem și sub aspect juridic sunt păreri diferite și chiar și ne-am consultat cu mulți juriști care ar trebui să fie pașii noștri. Dar primul pas care noi facem și el nu poate fi discutabil, este dreptul fracțiunii, este prevăzut în regulamentul Parlamentului. Noi propunem crearea comisiei de anchetă privind elucidarea actelor de corupție și îmbogățirea ilicită a președintelui Igor Dodon. Este un instrument foarte bun, care Platforma DA a utilizat pe parcursul ultimului an cu succes. Noi putem să ne mândrim, dacă doriți, că 2 comisii parlamentare de anchetă cu investigarea furtului miliardului și privatizările ilicite la Air Moldova, concesionarea aeroportului, tutun CTC, gările auto concesionate. Ambele comisii au fost conduse de reprezentanții Platformei DA și lucrul a fost dus până la bun sfârșit, cu câteva rapoarte și chiar dacă au fost niște comisii de anchetă parlamentară, vedem că în baza acestor rapoarte se face rechizitoriu acum și pe furtul miliardului, pornite sunt dosare penale și pe concesionarea aeroportului, privatizările ilicite, deși trebuie să recunoaștem că acolo lucrurile merg mai lent, dar oricum, noi am probat, am utilizat acest instrument comisiilor parlamentare ca unul eficient. Și primul pas pentru a taxa, a sancționa pe Igor Dodon, în opinia noastră, ar fi crearea anume acestei comisii. Proiectul hotărârii o să fie înregistrat azi. El e semnat de toți deputații Platformei DA. Mai detaliat despre el va vorbi sub aspectul juridic colegul meu, Dinu Plângău. Eu doar pot să mai adaug că considerăm că în această comisie trebuie să facă parte deputații cu reputația, iarăși, ireproșabilă, fără să nu planează niște suspiciuni asupra lor și vom insista. Vom insista că această comisie să fie condusă de reprezentantul Platformei DA, iarăși, din motive leste de înțeles despre care am vorbit deja. Și sperăm foarte mult că săptămâna viitoare, cine știe, poate vine, dar poate și vinerea curentă, dar posibil săptămâna viitoare o să avem 51 de voturi sau majoritatea celor prezenți în sală pentru a vota această hotărâre,
care o să dea posibilitatea acestei comisii de anchetă să aibă acces la mai multe materiale, să cheme mai multe persoane la audieri, inclusiv și pe președintele Igor Dodon. Repet încă o dată, este doar un primul pas. Noi examinăm acum procedura juridică, încă mai facem niște consultări, vor urma și celelalte măsuri, dar anunțăm azi că primul pas este făcut și această hotărâre, cum am menționat, urmează a fi înregistrată imediat după conferința de presă. Aici eu mă opresc și vreau să ofer cuvântul colegului meu, Dinu Plângău. Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, acesta este proiectul hotărârii care va fi înregistrat astăzi la Secretariatul Parlamentului. Acest proiect de hotărâre presupune crearea unei comisii speciale de anchetă parlamentară care va urma să analizeze toate circumstanțele de implicare a președintelui Republicii Moldova în acte de corupție, în acte de îmbogățire ilicită. În urma constatărilor pe care le putem face noi în calitate de deputați, dar și opinia publică, sunt circumstanțe rezonabile să bănuim că președintele Republicii Moldova este, pe de o parte, responsabil de încălcarea atribuțiilor sale constituționale prevăzute expres în textul Constituției, pe de altă parte, este implicat în niște acțiuni și mai grave, care atentează la principiul statului de drept. Tot ceea ce e legat de corupție, de îmbogățire ilicită, de acțiuni ilegale, atentează nemijlocit la principiul statului de drept. Orice demnitar de stat, mai ales când vorbim de demnitari cu funcții foarte înalte, trebuie să aibă o reputație ireproșabilă. Trebuie să nu fie implicat în tot felul de scandaluri mari de corupție. În speță, ne-am întemeiat hotărârea respectivă pe mai multe informații și probe în justificarea adoptării acesteia, care vorbesc despre implicarea președintelui Republicii Moldova în, pe de o parte, faimosul dosar Bahamas, cunoscut în presă, în opinia publică, care vizează finanțarea campaniei prezidențiale din octombrie 2016, în care a participat președintele Republicii Moldova. Există probe care atestă că președintele Igor Dodon a știut și a coordonat finanțările obținute din partea companiilor offshore în favoarea companiei exclusiv Media SRL, prin care s-a instituit un oligopol efectiv asupra canalelor mass media Accent TV, TNT Exclusiv TV, NTV Moldova, portalul electronic TSN și ziarul Argumente Infact. Mai mult ca atât, mai mulți reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, din care fac parte și deputați în Parlamentul Republicii Moldova, ar fi luat împrumuturi redirecționate spre finanțarea partidului din care cumva a beneficiat, există suspiciuni rezonabile că ar fi beneficiat Igor Dodon prin finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2016. Pe altă parte, noi cu toții, toată opinia publică a fost bulversată de recentele înregistrări video apărute în spațiu public în care Igor Dodon se află alături de doi cetățeni cunoscuți în societate cu un trecut și cu un prezent foarte dubios, este vorba de Serghei Aralov și Vlad Plahotniuc, în care Vlad Plahotniuc, care era lider de partid, iar transmite o sacoșă neagră președintelui Igor Dodon, care ar fi predestinată plății unor salarii. Astăzi, președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr a făcut și un denunț la Procuratura Generală pentru a ca organele abilitate ale statului să investigheze sub aspectul legal circumstanțele din înregistrările făcute public, care îi duc o bănuială rezonabilă de implicare a lui Igor Dodon, președintele statului, în acte de corupție. Totodată, în calitate de deputați, noi putem constitui o comisie specială de anchetă care să dea aprecieri politice și juridice pentru ca ulterior
Parlamentul să poată aplica mecanisme suplimentare de sancționare a președintelui statului. Vă repet că conform prevederilor constituționale și în baza angajamentelor făcute de Republica Moldova prin acordurile sale internaționale, dar și prin faptul că a adoptat legi naționale ce vizează lupta împotriva corupției, noi nu trebuie să admitem demnitari de rang înalt care, asupra cărora planează dubii de corupție. Această comisie nu este un rechizitoriu, această comisie este formată sau va urma să fie formată pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care stau la baza unor învinuiri care îi se aduc publice președintelui Igor Dodon. Pe de altă parte, ca argumentare pentru adoptarea acestei sau crearea acestei comisii speciale de anchetă stă și faptul că Igor Dodon în repetate rânduri și-a încălcat jurământul. Președintele statului este garantul suveranității și independenței unității teritoriale a Republicii Moldova, faptul că el l-a încălcat prin diferite acțiuni pe care urmează să le probăm în cadrul comisiei de anchete prin care acesta duce sau negociază sau discută cu anumiți reprezentanți, așa numiți demnitari de stat anticonstituționali din regiunea separatistă transnistreană. Aici mă închei. Hotărârea respectivă va fi expediată în aceste momente tuturor reprezentanților mass media ca să poată fi informați și după crearea acestei comisii urmează și alte mecanisme pe care le vom folosi în cadrul Parlamentului. Stimați colegi, bună dimineața! Mesajul înființării acestei comisii de anchetă parlamentară este, în primul rând, acela că jurământul pe Constituția Republicii Moldova are consecințe. Un președinte care intră în exercițiul funcții jurând loialitate interesului național trebuie să fie un simbol a integrității și a devotamentului față de populație și cetățenii acestei țări. În condițiile în care există suspiciuni rezonabile asupra comportamentului indecent de luare a unor bani, de suspiciuni asupra felului în care a administrat anumite domenii, de coordonare a unor acțiuni care sugerează finanțare ilicită din străinătate a partidului pe care l-a reprezentat, Parlamentul Republicii Moldova are nu doar dreptul de a înființa o comisie de anchetă parlamentară de elucidare a acestor cazuri, dar are obligația. Și conform prevederilor articolului 34, alineatul 1 și 2, noi procedem la elucidarea acestor circumstanțe. Sigur, suntem foarte interesați să vedem cum au apărut aceste interceptări sau aceste filmări a transmiterii unor surse de bani și nu trebuie să ne amăgim. Asta, ceea ce am văzut în filmul demonstrat opinii publice, a fost transmitere de bani. De asemenea, trebuie să elucidăm modalitatea în care șeful statului a gestionat aceste situații, pentru că orice fel de șef de stat ar fi trebuit să vină în fața publicului și ar fi trebuit să demonstreze că este total integru, că nu are nicio tangență cu grupurile de persoane care i-au băgat aceste sume de bani pe care probabil dânsul le-a luat. Noi nu substituim procuratura, dar trebuie și avem obligația să facem o evaluare politico-juridică asupra comportamentului șefului statului și pentru asta comisiile de anchetă parlamentară, care deja ne-am instruit să ducem lucrurile până la capăt, vom face această cercetare minuțioasă a dovezilor, a faptelor, a evidențelor, pentru că cetățeanul Republicii Moldova să aibă deplină siguranță că nouă ne pasă de integritatea sectorului public, de integritatea tuturor autorităților publice în stat care reprezintă Republica Moldova în raport cu alți actori. Închei prin a spune că această comisie creează un precedent în istoria legislativă a Republicii Moldova, pentru că nu au mai fost șef de stat care să fie examinat sub aspectul conduitelor, sub aspectul integrității și tocmai din acest punct de vedere, această comisie are tot mandatul și va avea tot mandatul din momentul în care va fi votată cu votul majorității celor prezenți din Parlamentul Republicii Moldova, ca să stabilească exact ce s-a întâmplat în mai multe, crâmpeie de film care au fost demonstrate
publicului, să investigheze inclusiv cercetările de presă și învinuirile care i s-au făcut acestui actual locatar al președinției Republicii Moldova. Vă asigur că va fi interesant și va fi în beneficiul interesului public. Dacă aveți întrebări... Eu, suplimentarul a ceea ce a spus colegul meu Dinu Plângău, vreau să vă atrag atenția că comisia este pe actele de corupție și îmbogățire ilicită. Și în acest context, nu în ultimul rând, vom examina și averele președintelui, averele, intenționăm să examinăm averele familiei președintelui, raportatul a veniturile acestuia și vom face rost și de celebra investigație jurnalistică și niște filmări cu vacanța de lux a lui președintele Dodon. Adică planificăm, dacă vom avea 51 de voturi sau majoritatea voturilor pentru această hotărâre, să fie o anchetă amplă, maximum cuprinzătoare, sperăm chiar exhaustivă pe activitatea economică, activitatea de business a lui Igor Dodon. Fără microfon ești, Oxan. Da, nu. Fără, adică... O dezinfectare. Da. Legislație ce prevede? Adică vorbesc despre sancționarea. Ce prevederi? În primul rând, legislație privind sancționarea. Până la demiterea. Noi am făcut primul pas. Eu repet încă o dată. Procedura este una inedită. Sunt diferite păreri la diferiți juriști, constituționaliști. Ne mai consultăm un pic, dar cert este că elucidarea acestor fapte în cadrul Comisiei Parlamentare este un pas absolut legal, indiscutabil, incontestabil, prevăzut de regulamentul Parlamentului, pentru care e nevoie de 51 de voturi în plenul Parlamentului pentru a crea această comisie. Posibil vor fi întreprinși niște pași în paralel, dar posibil că această comisie, materialele acestui comisie, așa cum a fost Comisia Furtului Miliardului, Comisia cu concesionarea aeroportului și privatizării licite, această comisie, în situația în care procuratura noi este așa cum este, aceste documente au servit un fel de rechizitoriu, dacă doriți. Dar dacă mai luăm în seamă faptul că toate acțiunile ce țin de suspendarea, demiterea președintelui țin de competența Parlamentului și Curții Constituționale, probabil că aceste lucruri, activitatea comisiei va servi și pentru anumite acțiuni juridice în cadrul Parlamentului și pentru anumite prevăzute de Constituție și anumite concluzii Curții Constituționale. Nu vorbim mult despre acest lucru, că mai urmează să consultăm un pic procedura, dar primul pas sub toate aspectele juridice, tehnice, politice, este unul corect, inedit și noi tare mult sperăm că vor fi voturi pentru această comisie. Chiar și acei care sunt în coaliția actuală, în majoritatea actuală, nu cred că au rămas satisfăcuți de ceea ce au văzut și sperăm foarte mult și pentru dânsi o să fie mare interes să elucidăm toată activitatea președintelui Dodon. Până la urmă, noi lucrăm nu doar sub aspectul luptii politice de moment, noi lucrăm pentru viitor, să facem un precedent și să nu creadă niciun șef de stat care o să fie pe viitor, că el poate să facă orice și nu poate fi pedepsit, sancționat, taxat, mai ales în Republica Parlamentară. Comisie. Admiteți chiar inițierea procedurii de demitere, înțelegem care este procedura și trebuie și referendum, dar totuși, inițiați, credeți că trebuie să inițiați și procedura de demitere ca finalitate concluziilor acestei comisii? Noi considerăm că trebuie să pornim procedura. Foarte probabil că următorul pas o să fie și alt acțiune juridică. Un pic avem nevoie să ne mai consultăm, repet încă o dată, dar noi vrem să pornim un proces de sancționare a actualului președinte și de ce nu să... Ce sancționare? Ce sancțiune
în afară de demitere. Da, dacă din punct de vedere juridic puteți să explicați, pentru că chiar spuneți că e în premieră. Din punct de vedere juridic și politic, există câteva tipuri de sancțiuni care pot fi aplicate președintelui Igor Dodon, chiar dacă este președinte de stat, legea este egală pentru toți, cel puțin așa ar trebui să fie. Așa o înțelegem noi cei de la platforma, da. În consecință, Igor Dodon a apărut în spațiu public și îi se aduc, inclusiv în prezenta inițierea hotărârii de anchetă, acuzații de implicare acestuia în acte de corupție și îmbogățire ilicită. Această comisie are menirea să investigheze circumstanțele, fapte, probe, este adevărat sau nu este adevărat. În acest context, în cazul în care Igor Dodon se prezumă a fi nevinovat, el pe însuși, dar are dreptul acesta. El trebuie să fie primul care trebuie să agreze crearea acestei comisii. În caz contrar, sigur, Partidul Socialiștilor trebuie să fie împotrivă, pentru că s-ar simți vinovați. Și în consecință, pe de o parte, Igor Dodon suportă consecință sau pedeapsa politică, da? Pentru că el a fost deconspirat în anumite acțiuni pe care le-a avut cu bani sau cu sacoși și așa mai departe. În al doilea rând, conform prevederilor constituționale, conform prevederilor legale, sunt încă două tipuri de sancțiuni. Sancțiuni penale, care se confirmă în baza proceselor penale. Pentru asta trebuie acumulate probe, pentru asta trebuie inițiat procedurile de către organele competente, în special vorbim despre procuratură. Și a doua parte este sancțiunea civilă pentru încălcare sau pentru comiterea unor acțiuni ce contravin prevederilor constituționale. În speță, noi vom aplica câteva mecanisme care, dacă vom constata în baza acestei comisii și vom acumula suficiente probe care se confirmă și sunt vehiculate în spațiu public, atunci vom recurge la alte mecanisme legale, constituționale, care vor presupune anumite și consecințe despre care eu v-am referit. Probabil că este bine să știți că despre strategia acestei comisii parlamentare o să vă anunțăm imediat ce ea va fi constituită. Acum nu, probabil că este prematur să vă explicăm toate instrumentele și pașii pe care îi vom... Dar despre articole, adică așa înțelegem, îmbogățirea ilicită, pe lângă asta, ce articole... Nu știu, doriți să invocați. Noi nu suntem procurori. Noi nu aducem învinuiri. Este prematur. Și noi suntem niște oameni responsabili. Nu putem veni cu asemenea lucruri sau să comentăm asemenea lucruri. Scopul acestei comisii, pentru a elucida circumstanțele, informațiile apărute în spațiu public, probele care au venit în cutiile poștale ale deputaților. Asta este scopul comisiei, în cazul în care se vor adeveri în dependență de faptele care, da, comisia de Igor Dodon, atunci vom putea vorbi mai detaliat, dar asta după. Denumirea comisiei, actele de corupție și îmbogățire ilicită. Iată, asta este axa de activitate a acestei comisii. În al doilea rând, trebuie să știți că șeful statului nu este un cetățean obișnuit. Absolut. Respectiv, pentru cazul și acuzațiile care s-au adus în spațiul public, această comisie parlamentară va avea o anumită perioadă de timp de colectare a evidențelor, de chemarea martorilor și de constituirea unui dispozitiv care va fi, probabil, va ajunge printr-o hotărâre a Parlamentului. Inclusiv audierea președintelui. Mulțumesc. Despre moțiunea totuși, care e soarta moțiunii, dacă pe scurt puteți și mai am încă? Soarta moțiunii depinde de matematică. Matematică și înțelegerea dacă oferta platformă, da, este acceptată. Moțiunea de cenzură este gata, dar ea poate fi depusă dacă se întrunesc două condiții. Sunt voturi pentru a demite guvernul și sunt voturi pentru guvernul platforma DA+. Altă formulă puterii, altă construcție a puterii, noi nu acceptăm, noi am spus oferta noastră. Dacă va fi acceptată oferta că noi să ne asumăm guvernarea în această perioadă grea de trei crize pe fondalul regulărilor de conturi între două clanuri oligarhice, lupta între care devine tot mai periculoasă pentru Republica Moldova, noi suntem gata să depunem această moțiune de cenzură. Repet încă o dată, altă ofertă platforma DA nu va avea.
noi n-am primit răspuns de la numărul necesar de deputați. Plus, nu uitați că noi avem condiție că precondiție să fie votate anumite legi foarte importante care derivă din declarația de capturarea statului din 8 iunie 2019. Public, noi nu cunoaștem dacă la ora actuală sunt 52 de deputați care acceptă oferta platformei DA. Imediat când există acest accept, dacă noi vedem majoritatea care acceptă guvernarea platformei DA, dar altă guvernare nu poate fi pentru noi, după asta noi depunem moțiunea de cenzură. Ea este pregătită. Și încă o întrebare, întreb pe toți deputați. Ieri, sau adică în aceste zile, Metropolia a venit cu un comunicat în privința situației cu 5G și legătură, în opinia lor, cu nou tip de coronavirus. Dumneavoastră, cum considerați? Cât de normal este ca Metropolia să vină cu astfel de comunicate și cu astfel de concluzii și ce, în general, credeți despre pericolul acestei tehnologii? Aici chiar că trebuie să vorbim încă jumătate de oră despre acest subiect. Este subiect complicat și în opinia noastră avem situația care avem, trebuie să examinăm, să ținem cont de ceea ce a spus Metropolia, să avem respect de opinia lor, dar există, am văzut și opinia medicilor, am văzut și opinia specialiștilor din domeniul, mi se pare că trebuie să analizăm toate opiniile și până la urmă să ținem cont de realitatea, de interesele cetățenilor și, iarăși, de un bun simț și perceperea în la vecinii noștri acestui domeniu. Mi se pare că este o abordare un pic superficială din partea celor din Metropolia. Ne vom expune suplimentar. Exact. Noi am livrat un mesaj general și foarte important. Haideți să rămânem la... Asta trebuie o oră să discutăm acest subiect. Să trăiți.